Echipa de handbal Steaua București a pierdut meciul din etapa 15-a SEHA League jucat împotriva croaților de la Nexe. În sala sporturilor din Chiajna, roșii albaștri au evoluat acceptabil doar în primul sfert de oră, când scorul a fost egal 6-6. Asta și datorită intervențiilor portarului Baba Safari. La pauză, oaspeții conduceau cu 8 goluri avans, 8-16. După reluare, handbaliștii croați au menținut ritmul și și-au mărit avantajul, câștigând în cele din urmă meciul cu 31-19, urcând provizoriu pe primul loc al clasamentului. După această înfrângere, steliștii sunt conștienți că prioritare sunt acum meciurile din campionat și Cupa României. Important e că trebuie să strângem rândurile de la meci la meci și să încercăm să jucăm mai bine, pentru că ne vor aștepta meciuri grele în continuare. Începe de săptămâna viitoare campionatul. În martie este Final Four-ul Cupei. Important e să fim sănătoși și să trecem repede peste acest eșec. Nu cred că asta este diferența între cele două echipe. Ne-au lipsit și jucătorii care sunt accidentați, din păcate, dar cei care am fost astăzi va trebui să continuăm și în campionat. Va fi foarte greu, dar asta este viața. Următorul meci al Stelei în SEHA League va avea loc în deplasare la Meșcov-Brest pe 2 februarie.